Dacă aveți Scriptura la dumneavoastră, vă rog să o deschideți la Cartea Psalmilor. Imediat psalmul următor, după psalmul care l-a citit fratele Nelu, vom avea o citire, o parte din psalmul 139. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe împătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-Te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumină. Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte ca să fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Amin. În seara aceasta, așa cum anticipam în săptămânile trecute, putem să numim această lecție cea de-a cincea lecție în seria studiilor noastre despre familie, sau putem să o numim prima lecție din partea a doua. Tot acest ciclu la un loc, care are cel puțin vreo patru părți, poartă denumirea modelul trinitar al familiei. Însă, în cadrul acestui ciclu, în cele patru părți, ne ocupăm cu atenție și cu grijă de punerea temeliei, așa cum am făcut în cele patru lecții de până acum, și am arătat cât de importantă este înțelegerea familiei și a întregii creații a lui Dumnezeu din perspectiva trinitară. Am arătat acest model trinitar în însuși Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și perfecta lor lucrare împreună. Apoi am arătat că până și ființa umană este alcătuită într-un model trinitar, când am văzut în Cuvântul lui Dumnezeu că omul este alcătuit trup, suflet și duh. Ca apoi, în lecțiile care le-am parcurs, să vedem că familia, omul, bărbatul și femeia și casa lui, au traversat în istorie de asemenea prin trei acte fundamentale. Și că până și istoria omului are acest concept și are acest model trinitar. Respectiv am vorbit despre actul creației, un act până la cădere, o vreme a inocenței am numit-o,
vremea înainte de căderea în păcat. Apoi am vorbit despre vremea rușinii sau perioada de la căderea în păcat, alungarea din Eden și trăirea omului fără Hristos, fără Dumnezeu, consecințele păcatului, ca să arătăm apoi și să punem fundația vorbind despre cât de importantă este vremea Harului și vremea răscumpărării în Domnul nostru Iisus Hristos. Tot acest ciclu, tot această serie de patru lecții n-au făcut altceva decât să pună fundația pentru ceea ce vrem să construim mai departe. Cel puțin patru sau poate chiar cinci lecții o să avem în continuare și în această a doua parte o să vorbim mai mult despre rolul fiecăruia în cămin, rolul bărbatului, rolul femeii, responsabilitățile bărbatului, responsabilitățile femeii. Și o să vorbim despre nevoile lor și despre cum se realizează unitatea și relația între soț și soție. Deci de acum, în secțiunea aceasta, accentul va cădea pe rol și relație, va cădea pe responsabilitate, va cădea pe nevoile unuia, nevoile celuilalt, înțelegerea acestor nevoi, asemănări, diferențe. Și cu toate că vrem să înțelegem aceste asemănări și diferențe care sunt între bărbat și femeie, trebuie, spunem din nou, trebuie să înțelegem, secretul este să înțelegem cum și cine este Dumnezeu. Și iarăși vom vorbi în cheie trinitară sau vom pune de la această primă lecție, în ciclul al doilea, în partea a doua, vom vorbi despre trei nevoi fundamentale ale omului. Și când spunem asta, ne referim și la bărbat și la femeie. Nu vom intra încă în deosebirile profunde care sunt între bărbat și femeie, ci aș vrea să rămânem în această cheie trinitară, în această înțelegere și abordare trinitară și astăzi, în această seară, vrem să arătăm că omul, și când spunem om, spunem Adam și Eva, bărbatul și femeia, au fiecare trei nevoi esențiale. Chiar dacă este bărbat, chiar dacă este femeie, chiar dacă sunt diferențe mari între ei, de felul în care gândesc, de felul în care simt, felul în care percep realitatea, nevoia lor rămâne aceeași și e similară, e unică, e importantă. Și anume, vom vorbi despre nevoia de intimitate spirituală, dimensiunea spirituală a acestei nevoi, nevoia de intimitate sentimentală, sufletească, dimensiunea aceasta emoțională în familie și vom vorbi despre intimitatea fizică sau această dimensiune fizică a căminului și a relațiilor. Totdeauna când avem premarital counseling și avem consilierea aceea de pregătire a tinerilor pentru căsătorie, ca păstor subliniem importanța acestor trei mari dimensiuni și acestor trei mari nevoi. Și le arătăm tinerilor că odată ce intră în legământul sfânt al căsătoriei, ei trebuie să știe că familia, căsătoria, casa, legământul lor sfânt de cununie și relația lor are aceste trei dimensiuni și că nicio dimensiune nu poate fi ignorată și nicio dimensiune nu poate să iasă out of balance, dacă mă înțelegeți ce vreau să spun. Știu că tendința noastră ar fi să spunem, partea spirituală e pe primul loc. Partea spirituală e cea mai importantă. Ca și cum ai spune, du-te la rugăciune, du-te la adunări, du-te în misiune și copiii ți-a crește cineva,
de bărbatul tău sau de nevastă ta se va ocupa cineva, chiuveta plină de vase le va spăla cineva și vasele astea, se va ocupa cineva de nevoile tale care le-ai lăsat acasă. Tu du-te și pune accent pe partea spirituală, că asta e cea mai mare și cea mai importantă. Chiar dacă este cea mai mare și chiar dacă este cea mai importantă, în momentul când o parte din acestea o ducem în extremă, suntem în probleme, intrăm în criză. Familia intră în criză, relația dintre soț și soție intră într-o criză. Toate aceste trei dimensiuni sunt foarte, foarte importante. Și cea spirituală, și cea emoțională, și cea fizică. De aceea le spunem tinerilor, de exemplu, mergeți acasă și faceți un buget de familie. Data viitoare când veniți, la următoarea întâlnire, veniți cu un buget de familie. Arătați-ne cum veți lucra voi, cam de câți bani veți avea nevoie, câți bani vor intra în casă, câți bani veți câștiga, câți bani veți aduce și faceți un calcul și vedeți atâta e chiria, atâta e atâta costă utilitățile, atâta telefonul, atâta o să dăm pe mâncare, atâta o să dăm pe haine, atâta o să dăm în lucrarea Domnului, în biserică. Faceți un buget, cel puțin, dacă nu chiar la cent și la dime, dar faceți-l să aveți o noțiune și să vedeți că în familia voastră sunt nevoi. Și în familia voastră sunt priorități și în familia voastră trebuie să știți cum cheltuiți acești bani și cum menajați acest buget atât de limitat în zilele noastre și atât challenged și încercat prin crizele economice prin care trece lumea de astăzi. O să spuneți, o, frate, dar cu așa ceva vă ocupați voi la întâlnirea cu frații, spuneți-le că să se roage, spuneți-le să postească, spuneți-le să citească Biblia, le spunem și asta. Le spunem, fiți siguri că le spunem și asta. Vorbim foarte mult și despre asta. Dar trebuie să vorbim și despre această dimensiune economică, despre această dimensiune financiară, despre aceste nevoi fizice care sunt în cămin. Dacă este sau nu este asigurare medicală, dacă este sau nu este mijloc de transport, dacă cei doi vor sta cu părinții, e un set de probleme, dacă vor sta separat, e un alt set de probleme și sunt multe, multe lucruri de discutat. Apoi vorbim despre dimensiunea emoțională, sentimentală și spunem că este extrem de important și extrem de necesar de înțeles că emoțional și bărbatul și femeia, cu toate diferențele care sunt între ei, dar emoțional omul este ca un tank care trebuie filled up. La mașină îți arată acul roșu că se duce spre empty și atunci se aprinde și un beculeț și când se aprinde beculețul ăla știi că mai mergi 20 sau 30 de mile și după aceea oricât te-ai ruga și oricât ai crede în minuni și oricât ai vrea să mai meargă mașina, mașina ta se va opri. De ce? Simplu, că trebuie să te oprești într-un gas station și trebuie să fill up the tank, trebuie să pui măcar $5 să-ți ajungă până acasă, pui $20, pui în funcție de cât poți să pui, dar trebuie să pui acolo. Așa este și omul. Omul emoțional are acest tank emoțional, sentimental. Și bărbatul răspunde la nevoile sentimentale, emoționale ale soției și soția răspunde la nevoile sentimentale, emoționale ale soțului. Și dacă nu răspunde, atunci merge pe empty. Să nu vă așteptați că, oh, you know, just ignore it. Just ignore it. Nu, nu poți să ignori, pentru că dacă ignori, dacă trăiești în ignoranță și în nepăsare și zici, nu mă ocup de nevoia asta, cumva se rezolvă, nu știu cum se rezolvă, dar cumva se rezolvă. Nu se rezolvă, intri în criză. Cel mai grav lucru, și îmi pare rău că sunt puțini bărbați aici ca să audă asta sau să înțeleagă, dar cel mai grav lucru pe care, da, să se aplică și la bărbați și la femeie,
dar spun așa, ca bărbat, către bărbați, cel mai grav lucru pe care un bărbat îl poate face pentru soția lui este to starve her emotionally. Să o înfometeze emoțional. Adică nu se ocupă de ea, nu discută cu ea, nu îi dă un hug, nu se apropie de ea cu căldură, cu dragoste, cu bunătate, nu ascultă, nu stau la o ceașcă de ceai sau de cafea să discute ce probleme sunt, să-i asculte nevoile, să-i asculte durerile, să-i asculte bucuriile, o lasă așa pe empty și o lasă azi și o lasă mâine și o lasă încă o zi și după aia zice, ce-i cu criza asta în casa mea, ce-i cu supărarea asta, ce-i cu starea asta de apăsare, ce-i cu tensiunea asta? Omul are, iubiții mei, aceste trei dimensiuni fundamentale de nevoie. Sunt nevoile spirituale, legate strict de relația cu Dumnezeu și spiritual unul cu celălalt, pentru că omul este și Duh, are o dimensiune spirituală. Are, așa e făcut de Dumnezeu, cu nevoia spirituală, care se rezolvă pe verticală și care se rezolvă pe orizontală. Omul are suflet, sentiment, rațiune, voință și sufletul acesta trebuie hrănit și se hrănește de asemenea prin relația care se întreține între cei doi. Și omul are nevoi fiziologice, nevoi fizice, nevoi materiale, nevoi economice. Trebuie să pui pâine pe masă. Trebuie să faci un breakfast, trebuie să te ocupi de musafir, trebuie să te ocupi de copii, trebuie să îi duci la școală, trebuie să-i aduci de la școală, trebuie să rezolvi problemele și nevoile care sunt. Trebuie plătite biluri acolo. Nu este că suntem în romanță, suntem îndrăgostiți, nu ne trebuie nimic, trăim cu capul în nori. That's it. Our love is enough. Oricât de romantic și oricât de frumos ar fi visul acesta și oricât de mult ne-am dorit să fie așa, familia are și o dimensiune fizică. Pavel este foarte dur, cum numai Pavel știe să fie, dar el știe să fie și dur și el știe să fie și blând, cum iarăși numai Pavel știe să fie, și în cartea lui, în epistola lui către Timotei, spune așa, dacă nu poartă cineva grijă de lui, de cei din casa lui, și se referă la nevoile lor fizice, adică să aibă mâncare, să aibă acoperiș, să aibă bilurile plătite, să aibă problemele rezolvate, fizice, zice Pavel așa, știți ce s-a întâmplat cu el? A ajuns mai rău decât un necredincios. A ajuns mai rău decât un nepocăit. Poate că nepocăitul ăla are bun simț și are responsabilitate să-și grijească de familie. Nu el mare credincios, sau nu se știe câtă frică de Domnul are, dar zice, măi, asta e familia mea, trebuie să mă ocup de ea. Este câte unul care își ia Biblia sub braț și se duce. Este câte o femeie care e tot la rugăciune. Nu că n-ar fi importantă evangelizarea, nu că n-ar fi importantă rugăciunea, dar când ți-ai părăsit responsabilitățile tale de familie, de soț, de soție, și ai pus accentul numai pe una și ai neglijat celelalte, deja apar problemele. Așa că vom vorbi despre aceste, iată din nou conceptul trinitar și cheia trinitară în care începem studiul nostru despre nevoi, despre rol, despre relație, nevoile soțului, nevoile soției, nevoile lor și întâi de toate trebuie să avem această înțelegere holistică sau integralistă, întreagă, inclusivistă, care să le cuprindă pe toate, adică, în care surprindem și nevoia spirituală și cea emoțională și cea fizică, materială. Nu cred că mai e cazul să facem multă repetiție sau multă recapitulare, dar bine știți că în ciclul care tocmai l-am încheiat
am bătut monedă foarte puternic pe acest concept al actul creației, actul căderii și actul cristic, dacă ar fi să vorbim cu 3C. Și am vorbit despre vremea aceasta a inocenței, Genesa 1, 28, 2 cu 15, în care foarte clar, încă de la începutul creației, bărbatul și femeia sunt încredințați de Dumnezeu și sunt delegați de Dumnezeu ca să lucreze pământul, să administreze pământul, să guverneze pământul în numele lui Dumnezeu, să se mulțească, să se răspândească pe întreg pământul și să reprezinte pe Creator. Asta era misiunea omului de la creație, de la început. Omul a fost înzestrat de Dumnezeu cu toate atributele, cu toate aptitudinele, cu toate capacitățile necesare. Capacitatea de a procrea, de a da viață, de a se mulți, de a ști și de a avea înțelepciune să guverneze creația, să administreze creația. Și i s-a dat, cum bine știți, un ezer, adică un ajutor potrivit, care de asemenea să-l ajute în acest mandat divin. Asta a fost foarte clar și bine articulat și subliniat la actul creației. La actul căderii, sigur că toate lucrurile s-au dezechilibrat, toate lucrurile s-au întors pe dos, dacă vreți. Totul s-a pierdut. Genesa 3, de la versetele 7 la 12, avem secțiunea aceea în care ni se arată că apare frica, apare rușinea, apare lipsa de respect, apare rebeliunea față de Dumnezeu, Dumnezeu este acuzat, femeia este acuzată, bărbatul este acuzat, creația este acuzată, totul intră într-un conflict general datorită păcatului și dispare încrederea, dispare respectul, dispare sinceritatea, dispare transparența și sigur că omul trăiește dezamăgiri uriașe și înșelări și resentimente și frică, respingere, neîncredere. Fie că merge în extrema în care, așa cum i-a sugerat diavolul, dorește să fie independent și vrea să fie ca Dumnezeu, să descurce singur, să fie capabil, vrea să demonstreze că e capabil să descurce singur, financiar, economic, emoțional, spiritual, nu mai are nevoie de Dumnezeu, nu mai are nevoie de o autoritate divină. Fie că merge în altă extremă în care bărbatul, în loc să asigure autoritatea spirituală, cum spuneam de multe ori în aceste lecții, nu mai acordă nici protecție, nu mai acordă nici direcție, nu mai acordă nici călăuzirea care o primește ca preot al casei, ci dimpotrivă devine un dictator, devine un satrap, devine un om care are, știu, răutăți, violență, lipsă de dragoste, lipsă de preoție sfântă și actul acesta al căderii, iubiții mei, iată că până și în zilele noastre, dacă stăm să ne gândim și dacă stăm să facem puțin analiza la lucrurile care se întâmplă în jurul nostru, nu ne surprinde și nu ne miră cât s-a stricat lumea aceasta. Cât s-a stricat lumea aceasta. Se vorbește astăzi despre această foarte, foarte rușinoasă sau cum să o... Nici nu... Încerc să-mi caut cuvintele care să ilustreze cât mai profund dezgustul și dezacordul față de această tendință, nu numai avortul care este foarte actual, nu numai divorțul care este foarte actual, din păcate chiar și în biserici, în unele biserici, dar până și, știu eu, această căsătorie, sau nici nu vreau să folosesc cuvântul căsătorie,
unirea aceasta care se face sau știu eu cum încearcă să redefinească familia. Familia nu mai este căsătoria sau legământul sfânt între un bărbat și o femeie, ci poate să fie între doi bărbați sau între două femei. Lucru extraordinar de grav și va atrage cu siguranță mânia lui Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu cu siguranță, chiar dacă nu se întâmplă imediat, Dumnezeu lasă oamenilor timp de pocăință, timp de întoarcere, dar cu siguranță că asta duce peste America sau peste lume, peste toți care practică astfel de lucruri, aduce judecata lui Dumnezeu. Nu spunem asta ca să speriem pe cineva sau ca să ne arătăm fobiile și fricile față de oameni sau față de un sistem de gândire și de viață diferit. Nu, spunem asta în lumina Sfintelor Scripturi. Dumnezeu a spus că acest legământ este sfânt. Cartea profetului Maleahi spune clar, Domnul a fost martor la legământul dintre tine și nevasta ta. Un legământ sfânt pe care trebuie să-l păstrezi, să-l duci toată viața ta și să-l respecti cu sfințenie. În sfârșit, actul răscumpărării, deci acum decât o ușoară, foarte rapidă, să zicem, recapitulare, actul creației, actul căderii, actul răscumpărării, sigur că arată că prin jertfa Domnului Iisus Hristos și în Iisus Hristos s-a dat omului o nouă șansă. În jertfa Domnului Iisus Hristos nu doar s-a plătit plata păcatului, a venit ca mântuitor să plătească plata păcatului, este la dreapta lui Dumnezeu și stă la dreapta Tatălui ca mijlocitor să ne izbăvească de puterea păcatului și va veni să-și ia biserica să o izbăvească de prezența păcatului. Deci Domnul se ocupă de eradicarea păcatului și de înlăturarea păcatului în întregime. Și omul în răscumpărarea lui, în reabilitarea lui, în nașterea lui din nou, în făptura cea nouă, în creșterea și maturizarea lui spirituală, este în Hristos rezolvat și este în Hristos Domnul îndrumat să aibă o viață nouă, să aibă o familie nouă, să aibă o cu totul altă experiență în 1 Timotei, capitolul 2, versetele 5 și 6, se spune foarte clar că este un singur Dumnezeu care este mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Și în Efeseni, capitolul 5, când ni se dă modelul de familie, ce credeți că sub pana Marelui Apostol se deslușește dragostea dintre Hristos și biserică. Iar familiei, soțului, soției, îi se spune, uită-te în povestea asta de dragoste. Uită-te în relația asta. Vrei să înveți cum să fii bărbat? Vrei să înveți cum să fii soț? Uită-te la Hristos, la cum își iubește, la cum își salvează, la cum își înfățișează mireasa, la cum își pregătește mireasa, la cum se dăruiește, la felul în care iubește cu maxim de jertfă biserica, cum face Hristos cu biserica și îi spune bărbatului, așa învață, ăsta e modelul. Nu lua alte modele, nu lua modele din lume, nu lua modele de la oameni, ia modelul acesta, acesta e modelul. Și femeia îi spune, tu trebuie să fii ascultătoare, tu trebuie să fii supusă, tu trebuie să stai sub autoritatea spirituală a lui Dumnezeu, a lui Hristos și a bărbatului tău care este capul familiei voastre și modelul care ți-l dau și pe care îl ai este biserica. Uită-te la biserică, uită-te cum biserica ascultă pe Hristos, uită-te la mireasa lui Hristos și învață de la ea. Sigur că rolurile sunt diferite, sigur că responsabilitățile sunt diferite și putem vorbi despre diferențe în direcția aceasta, însă, cum spuneam,
și dățile trecute, aceste diferențe nu sunt pe criterii de calitate sau de valoare. Haideți să, o să revenim la ideea aceasta și vreau să vedem dacă putem parcurge puțin aceste trei dimensiuni, și anume dimensiunea spirituală, dimensiunea emoțională și dimensiunea fizică. Omul este făcut de Dumnezeu, dragii mei, cu această nevoie extraordinară de intimitate. Așa e concepția lui, așa e modelul și nevoia lui fundamentală. Are nevoie de intimitate, intimitate spirituală cu Dumnezeu și cu soția, cu soțul. Are nevoie de intimitate emoțională, sentimentală, pe planul familiei, pe planul orizontal al relației cu soția, cu soțul, și are nevoie de această intimitate fizică. Deci, intimitatea este un cuvânt cheie aici. Să nu vă speriați, să nu vă îngrijorați, n-am să folosesc niciun fel de aluzii sau afirmații care nu sunt pertinente cu amvonul și cu Evanghelia și cu frumoasa exprimare pe care ne-o dă Scriptura, dar trebuie să spunem că, într-adevăr, această intimitate este și spirituală, este și emoțională, sentimentală, este și fizică. Nu o să dăm lecții și nu o să facem lecții de intimitate fizică, să nu vă speriați în direcția aceasta, dar o să spunem ce ne învață Sfânta Scriptură în această direcție. Intimitatea spirituală. Intimitatea spirituală a familiei, dimensiunea aceasta spirituală, a dispărut odată cu căderea în păcat. Omul în grădina Eden trăia mereu în această frumoasă prezență a lui Dumnezeu. Se întâlnea cu Dumnezeu, vorbea cu Dumnezeu, avea părtășie cu Dumnezeu. Dumnezeu îl striga pe nume, îl căuta, umbla cu el. Aveau o foarte, foarte frumoasă intimitate. Și gândiți-vă ce deviere uriașă s-a întâmplat. Cum astăzi, exact cum spunea fratele Nelu la timpul de rugăciune, astăzi îl căutăm pe Dumnezeu doar când avem nevoie. Mi-am amintit de o experiență, o să fiu puțin personal în direcția asta, sau în momentul ăsta. Anii trecuți eram în România și printre multele lucruri care le descoperi după 50 de ani, încep să descoperi, cum zice românul, cred că știți expresia, încep să iasă cuiele din sac, adică încep să apară problemele de sănătate pe care n-ai știut că le ai și după 50 de ani încep să-și arate colții. Și printre lucrurile care le-am descoperit atunci, a fost că la fiere am niște pietre prețioase. Toate aș vrea să le operez, soția zice, nu am încredere în medicina românească și asigurare medicală nu avem, aici cred că ne-ar costa $10,000, și cu toate astea, când ai criza aceea, este teribil de grea și de insuportabilă. Și eram singur în România, eram singur la Cluj, acasă, avem o casă în Cluj, și eram acolo singur, și fusesem seara la evangelizare la Alba Iulia, și abia atunci am aflat că inamicul numărul 1 a pietrelor de la fiere este maioneza. Și frații ne-au servit cu salată băf, făcută cu maioneză, și noaptea aceea am crezut că e ultima noapte. Abia după aceea am aflat că asta produce criza. Și am avut o criză uriașă, o criză teribilă. Și eram singur acolo, am zis să-l sun pe fratele meu, sun pe cumnata, mă duc la urgență, și umblam prin cameră și urlam și mă rugam. Și am spus, Doamne, cât mă lași în criza asta și ce vrei să mă înveți?
Eu știu că tu poți să rezolvi asta fără probleme. Pentru tine este nothing. Bă, dacă mă lași, înseamnă că mă lași, că vrei să-mi spui ceva. Fă-mă să pricep repede, ca să treacă repede. De obicei, noi, sălăjenii, suntem mai greu de cap. Dar când pricepem ceva, ăla se așează forever. Așa mi-a spus mie instructorul de la școala de șoferi. A zis că toți studenții lui din Sălaj au prins greu, dar după ce au prins, poți să te bazezi pe ei până la capăt. Am zis, Doamne, ce vrei să mă înveți cu durerea asta imensă? Ce vrei să-mi spui? Uneori, durerea este megafonul lui Dumnezeu. Dumnezeu pune un megafon din ala, un difuzor uriaș și strigă așa și spune, mă auzi, pricepi? Zic, învață-mă ce să pricep ca să treacă repede. Și m-am rugat Domnului și vreau să mă credeți. Durerea a fost luată la fracțiune de secundă. A dispărut pur și simplu ca și cum niciodată n-a existat. S-a lăsat o liniște și apoi în liniștea aceea l-am auzit pe Dumnezeu spunând. Zice, ce crezi tu că simt eu când tu mă strigi numai când ai nevoie de mine? Tu mă chem numai când te doare ceva. Tu mă chem numai când nu mai poți, când nu mai știi, când nu mai ai nicio soluție. Gândește-te ce feeling am eu că tu nu mă iubești. You're just using me. Doar te folosești de mine. Mă chem să-ți rezolv problemele și după aceea uiți. Așa e că ți-am luat durerea, am venit, am luat-o la fracțiune de secundă și cât de repede o să uiți de mine? Această dimensiune spirituală, dragii mei, te duce adânc, adânc, cel mai adânc în ființa ta, la această stare de nevoie de Dumnezeu. Prima fericire din predica de pe munte. Ferice de cei săraci în duh, adică ferice de cei care pur și simplu realizează că depind total de Dumnezeu și cu respirația și cu mișcarea următorului pas. Pot să mă întorc în stânga, Dumnezeu îmi dă har și putere să mă întorc în partea stângă sau în partea dreaptă, pot să stau jos, pot să mă ridic de pe scaun, pot să respir următoarea respirație. Și noi luăm toate lucrurile astea for granted, le luăm pe gratis, credem că așa trebuie să fie. Dar de Dumnezeu avem nevoie când nu mai putem. Și vrem ca Dumnezeu să vină imediat și să fie la ordinul nostru. Îi spunem ce are de făcut, rezolvă problema, după aceea se poate retrage în lumea Lui, noi ne retragem în lumea noastră și ne vedem de drumul nostru. Și când o să mai apară o problemă și o nevoie, iară strigăm ca niște copii năbădăioși și iară disperați o să zicem, vino repede, nu mă lăsa, tu știi, copilul tău. Really? What about that deep, deep, deep need de cineva care ți-e drag, de cineva de care ți-e dor, de cineva de care nu te poți lipsi, de cineva de care nu vrei să te folosești numai, ci chiar îți trebuie. Vedeți, cum spunea fratele Nelu, așa de bine și de frumos la timpul de rugăciune, în familia noastră, familiile noastre există niște camere. Imaginați-vă casa concepută, un layout, un blueprint, un plan a familiei și există o sală a tronului. Și la sala asta a tronului mergem, dar din păcate mergem numai când avem de făcut decizii mari. Spunem, Domnul este pe tron, Domnul este împăratul, Domnul este cel care decide, luăm soția de mână, luăm copilașii și mergem și spunem, acum trebuie să decidem, facem o decizie mare, mare de tot și mergem în sala tronului și stăm acolo în fața împăratului și spunem, Doamne, arată-ne care-i voia Ta. Acolo mergem de câteva ori pe an, da? Există o sală a tronului sau unii și mai rar, sau unii nici nu merg, că rezolvă singuri. Sau poate pe tronul inimii lor este altcineva. Este eul nostru, este plăcerea noastră, este dorința noastră.
Apoi există o sală în care este crucea. Și acolo mergem în sala aceea când avem nevoie de iertare. Când ne-am certat, când ne-am supărat, când ne-am jignit, când ne-am ofensat soția sau copiii, când ne-am rănit unii pe alții. Până la urmă găsim cumva camera aia, ne luăm de mână și spunem, acum mergem la Golgota, mergem la cruce, mergem la Hristos și spunem, Doamne, jertfa Ta, curățește-ne, spală-ne, fă-ne din nou curați, iartă-ne, iartă-ne, Doamne, că suntem așa cum suntem. Și mai mergem și în sala în care este crucea, dar mergem foarte rar și acolo, să știți. Și acolo mergem foarte rar. De aceea mai există o sală unde este altarul și acolo mergem cel mai rar. Pentru că acolo am mers odată când ne-am botezat sau poate am mers odată când am primit Duhul Sfânt sau am mers când, știu, am fost ordinați în lucrare sau cine știe, așezați în vreo slujbă. Și, adică altarul înseamnă dedicarea sau rededicarea sau este odată o duminică glorioasă în care Duhul Sfânt se prezintă cu putere și atunci ajungem în sala altarului și luăm cuvântul care ne spune Pavel în Roman 12:1, vă îndemn fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă și plăcută. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Și atunci mergem și ne punem pe altar și spunem, gata, Doamne, de azi înainte îți aparțin Ție. Timpul meu, mintea mea, mădularele mele, banii mei, familia mea, tot, Doamne, cu tot ce sunt, cu păr și fără păr, cu chelie și fără chelie, cu urechi și fără urechi, cu tot ce am, mă pun pe altar, ăsta sunt. Gata, ia-mă, ia-mă în primire. Și acolo, în sala altarului, mergem foarte rar. Vedeți, dumneavoastră, nu înțelegem că am fost creați pentru intimitatea spirituală, că am fost creați să practicăm prezența lui Dumnezeu în familiile noastre. Asta e misiunea familiei. Familia n-a fost creată de Dumnezeu ca cei doi să fie fericiți. Să mă iertați dacă o să vă spun vorba asta și poate nu o să vă cadă bine. Dar nu vă grăbiți. Pentru că o să fie fericiți. O să fie foarte fericiți. Dar nu ăsta e scopul. O să fie fericiți și asta o să fie just un byproduct, o să fie un efect secundar. Știți de ce o să fie fericiți? O să fie fericiți pentru că ei o să sfințească în inimile lor pe Hristos ca Domn. Atunci o să fie fericiți. O să-L înalțe pe El. Zilnic o să meargă în sala tronului, zilnic o să meargă în sala crucii, zilnic o să meargă în sala altarului, zilnic o să caute fața Domnului, zilnic. Nu numai când au disperată nevoie, nu numai când au o criză, nu numai când îi doare fierea sau îi doare stomacul sau știu eu ce îi doare, capul și nu mai au bani cu ce să-și plătească bilurile. A fost impresionat de un gest de săptămâna asta. Ginele nostru care tocmai și-a primit lunile trecute green card-ul, Mike, și care își caută serviciu, sigur, și merge și dă ore de matematică și face tutoring și face tot ce poate. Și am aflat nu de mult că are un obicei interesant. Și am aflat nu de mult că și bănuții care îi face, îi împarte și merge și cumpără lapte și merge și dă pe strada unde avem mexicani, avem vietnamezi, avem chinezi, avem toate culorile și merge de la ușă la ușă și le duce lapte și le duce și într-o zi vine, săptămâna asta vine Ana Maria și zice, tată, zice, zic, unde-i Mike? Zice, Mike, zice, tocmai e plecat, zice, e pe drum, e pe stradă, el e cu misiunea asta la vecini și zice, dad, zice, this is really crazy, zice, nu mai avem niciun ban. De ultimii bani care i-am avut, a cumpărat și a început să ducă și să împartă. And that very day,
And that absolutely very day a venit un plic de undeva din America, de la cineva din America, care n-a mai trimis. Și acolo scria, ăsta este pentru Ana Maria și pentru Mike. Pentru că Dumnezeu este credincios. Pentru că Dumnezeu rămâne credincios. Dar să cauți fața Domnului și să vrei prezența Domnului și să înțelegi că fără asta nu se poate, că mergem la Domnul numai când nu mai putem și când nu mai avem și când nu mai știm, da? Așa facem noi. Ce departe suntem? Ce înseamnă să cauți fața Domnului? Ce înseamnă să vezi fața Domnului? O să vorbim despre asta pe parcursul lecțiilor noastre. Apoi este intimitatea emoțională a familiei. Este dimensiunea aceasta emoțională, sufletul, sentiment, rațiune, voință, la fel are nevoie de intimitate. Chiar dacă sunt diferențe mari între noi și le înțelegem mai mult sau mai puțin aceste diferențe, să știți că sufletul are nevoie de această intimitate. Așa îi crea de Dumnezeu. Intimitatea cu Dumnezeu și intimitatea cu soțul, cu soția. Nu neglijați lucrul ăsta, pentru că în momentul când îl neglijăm, în momentul acela, familia intră în criză. Trebuie satisfăcute toate aceste trei nevoi și trebuie satisfăcute egal și echilibrat. Există și intimitatea fizică a familiei. Și aici am să spun la momentul acesta doar atât, că în momentul în care nevoia spirituală și nevoia emoțională sunt satisfăcute, se răspunde la aceste nevoi, în momentul acela intimitatea fizică vine de la sine, curge, ca un râu. Nu te aștepta să rezolvi totul cu acea intimitate fizică, cu soția ta și cu soțul tău, în momentul în care ai neglijat partea spirituală și ai neglijat partea emoțională. Că nu există shortcuts, nu există scurtături, știți? Nu există. Nu există să rezolvi totul printr-o simplă nevoie la care răspunzi cu participare mai multă sau mai mică și cu trăire mai multă sau mai mică, cu simțire mai multă sau mai puțină simțire. Nu. Totul în aceste trei nevoi este organic legat una de alta. Nevoia spirituală conduce către nevoia emoțională. Nevoia emoțională conduce la rândul ei către nevoia fizică. Și în momentul în care nevoia spirituală, adică cei doi sunt bine cu Dumnezeu, da? Să înțelegeți, cei doi sunt rezolvați, sunt într-o relație bună cu Dumnezeu, sunt aproape unul cu altul în Dumnezeu și în lucrarea lui Dumnezeu și în viziunea lui Dumnezeu și în timpul care îl petrec cu Dumnezeu și în timpul care îl petrec în prezența lui Dumnezeu, momentul acela emoțional au timp deja unii pentru alții, sunt foarte deschiși, sunt foarte liberi, sunt foarte calzi și sinceri și transparenți și discută și nu se ascund și nu mint și nu se feresc și nu au niciun fel de emoțional. Deci sunt foarte cu toate cărțile pe masă. Este maturitate în asta. Ei, când este maturitate în intimitatea spirituală, când este maturitate în intimitatea sentimentală, atunci și în intimitatea fizică să știți că lucrurile sunt foarte frumoase. Pentru că Dumnezeu nu l-a creat pe om numai ca să fie simplu, știu eu, o ființă care procrează și o ființă care să dea naștere la copii și atât. Și să nu aibă, de fapt, această împlinire și această completă înțelegere a întregului și a intimității. Numai că intimitatea aceasta înseamnă mai mult decât o nevoie fiziologică. Mai mult decât o nevoie fizică, mai mult decât acea simplă și slabă ilustrație, poate care v-am dat-o, că te uiți în tank, că nu mai ai gaz, and you have to, trebuie să pui gaz, că asta este.
ilustrația e prea slabă ca să arate nevoia. Ce vreau să spun este că toate lucrează frumos împreună. Și când ești matur, creștin matur și serios, atunci știi, trebuie să mă ocup și de partea spirituală, și de partea emoțională, și de partea nevoilor fizice. Și când spun nevoi fizice, nu mă refer numai la pâinea pe masă, sau nu mă refer numai la intimitatea fizică sau fiziologică, sau intimitatea relației între cei doi, mă refer la toate aspectele de nevoie. Și când toate astea le înțelegem ca un întreg și le vedem împreună și ținem lucrurile în echilibru, atunci e bine. Atunci suntem pe drumul cel bun, atunci avem șanse de reușită. Zice Eclesiastul 4, versetele 19 la 12, finalizează cu acea foarte frumoasă imagine. Zice, funia împletită în trei. Funia împletită în trei nu se rupe ușor. Dar când vezi împletitura aceea, nu poți să spui, roșu e mai important, nu, albastru e mai important, galben e mai important, nu. Vezi că împletitura aceea face în așa fel încât să îți dai seama că nu se poate împleti decât punându-le pe toate trei împreună și dându-le la toate trei aceeași valoare și aceeași semnificație. Am vorbit despre rolul soției și rolul soțului și în lecțiile trecute, în partea de vremea harului și vremea răscumpărării. Acum nu o să spunem, pentru că e prima lecție, nu o să spunem decât că după textul de la Efeseni 5 sau de la 1 Corinteni 11, rolul soțului este comparat cu rolul lui Hristos, rolul soției este comparat cu rolul bisericii. Soțul trebuie să-și iubească soția ca și Hristos biserica, soția trebuie să se supună soțului ca și biserica, supunându-se lui Hristos. Soțul trebuie să asigure conducerea și protecția spirituală. Aș vrea, nu știu cum, dacă aș putea, e expresia aceea românească, să bagi cu tolcerul, dar nu poți. Decât Duhul lui Dumnezeu poate să ne pună în minte, să ne pună în suflet, odată pentru totdeauna, că autoritatea spirituală înseamnă să acorzi familiei tale protecție, liniște, siguranță, direcție. Foarte greșită e înțeleasă autoritatea spirituală, foarte greșită. Știți, Hristos și biserica nu sunt în supunere mutuală. Biserica nu se supune lui Hristos și Hristos nu se supune bisericii, nu. Biserica se supune lui Hristos, pentru că Hristos este capul. Nu este ideea, bărbatul trebuie să se supună soției, soția se supune bărbatului și atunci se găsește un compromis, se găsește o cale de mijloc. Nu. Nu. Nu există compromis. Nu există cale de mijloc. Există calea lui Hristos. Și calea lui Hristos spune așa, Dumnezeu este capul lui Hristos, Hristos este capul bărbatului, bărbatul este capul nevestei și nevasta este un ajutor potrivit de calitatea și de valoarea divină lăsată de Dumnezeu. Nu este roabă, nu este slugă, nu este umilită. Rolurile lor sunt diferite, sunt foarte diferite. Ei pot să fie coegali ca valoare, calitate, sunt coeterni, sunt cosubstanțiali, sunt cu diferență de slujbă sau de slujire și forma lor de slujire și forma lor de lucrare e diferită, dar ca valoare, ca importanță, sunt la fel de importanți amândoi. În încheiere, am să parcurg foarte, foarte rapid câteva noțiuni legate de asemănări și diferențe. Am notița aceasta aici și n-aș vrea să trec peste ea și n-aș vrea nici să vă țin prea mult, dar îngăduiți-mi să trec puțin peste ea. Important să înțelegem măcar atât. În lecțiile următoare vom vorbi despre nevoile lui,
nevoile ei, vom adânci anumite lucruri în ce privește asemănarea, deosebirea. Acum doar dați-mi voie foarte, foarte pe scurt și rapid să punctez câteva. Și toate sunt argumentate științific, argumentate logic, nu e nimic, știu eu, speculativ sau nimic simbolic. Gândiți-vă la simplu fapt că bărbatul are cu 1 milion mai multe globule roșii decât femeia. Cât de puternic este el, bărbatul are 40% din masa organismului alcătuită din mușchi, femeia are 20% din masa organismului ei alcătuită din mușchi. Gândiți-vă simplele aceste diferențe și distincții. Ce înseamnă femeia este un vas mai slab? Nu e un vas mai slab calitativ. Nu este un vas mai slab valoric, ci este un vas mai slab în ce privește această rezistență, în ce privește această alcătuire. Bărbatul are 2 cromozomi în ADN-ul lui, are un X și are un Y, și X-ul asigură imunitatea organismului, pe când femeia are 2 cromozomi X, și asta înseamnă că sistemul ei imunitar este mult mai puternic. Gândiți-vă și la asta. Bărbatul, în felul în care percepe el realitatea și lucrurile din jur, e foarte interesat în fapte, în lucruri concrete, într-un plan de acțiune, în soluții, în găsirea soluțiilor, pe când femeia este foarte interesată și preocupată în exprimarea trăirilor, a sentimentelor, a emoțiilor. Așa e felul în care lucrează mintea ei și simțirea ei, mintea lui și simțirea lui. La el, la bărbat, totul este aranjat în compartimente. Totul e pus în cutii, în sertare, are labels, știe, aici e compartimentul cu copiii, aici e compartimentul cu banii, aici e compartimentul cu socru, cu soacra. La mine nu se amestecă, toate sunt la locul lor și vreau să le găsesc totdeauna acolo. Nu cred că ar trebui să fie în altă parte. Tocmai asta îi dă lui siguranță și liniște, ca să știe că sunt acolo unde le-a pus și unde le-a lăsat. Pe când la femeie aceste lucruri sunt complet diferite. La ea toate sunt interconectate. Sunt legate, sunt îmbinate, sunt comprimate, zici... Păi stai puțin, de data trecută, când ți-am adus florile, ai reacționat așa. Și în mintea bărbatului se creează logica simplă că dacă eu îți aduc flori, asta e reacția care tu o ai. Și data viitoare când vii cu florile, te trezești complet cu altă reacție și zici, nu înțeleg nimic. Bineînțeles că nu înțelegi, că nu lucrează cu compartimente, cu cutiuțe, cu sertărașe, cu labels. La ea lucrează totul altfel. Dar nu e greșit nimic, decât că e altfel, decât că e gândit și lucrat de Dumnezeu altfel, exact cum am citit Psalmul 139. E ca o țesătură, e ca un ghem, e ca un amestec, totul e conectat, totul e legat, totul trebuie cu o înțelegere și cu o raționare legată de sentimente, de trăiri. Mi-am aminte, odată eram la Phoenix și ne uitam la Phoenix Suns, la echipa Phoenixului de basket și soția, eram cu copiii, ne uitam, soția zice către noi la un moment dat, zice, nu vă înțeleg, zice, cum, zice, voi sunteți așa de, cu sportul ăsta, sunteți așa prinși, cum sunteți în asta? După aceea am zis, uite, vezi-l pe ăla, Ana, ăla e AC Green. Zic, ăla e creștin, ăla are mama așa, ăla vine din familia cu tare așa. Ei, de atunci încolo, când juca Phoenix Suns, ea venea și zicea, joacă AC Green. Joacă creștinul, joacă ăla cu familia, joacă ăla care predă, joacă ăla la care familia, care deja dacă s-a putut raporta emoțional și a înțeles ceva din trăirea lui, din viața lui, s-a raportat la el ca femeie complet diferit. Noi ca bărbați ne uităm și zicem,
ce faină fază, cum a aruncat, cum s-a mișcat, nu. La femeie trebuie să fie totul legat emoțional, sentimental, cu trăire, trebuie o săracul de el, ăla-i ăla care a rămas fără părinți, așa-i ăla-i săracul, ăla-i. Să-l ajutăm, să facem, să trecem familia cu tare. Dar nu e nimic greșit, așa percepe ea, așa gândește ea. S-a luat un grup de copii, de băieți, de exemplu, s-a făcut un experiment și s-au pus într-un loc ca să fie observați și băieții, copilașii, până la, știu eu, 3-4 ani, copilașii scoteau sunete, băieții scoteau sunete, brâituri, mașinuțe, nu era nimic articulat, nimic clar. Ei alergau prin cameră și fiecare în lumea lui avea ceva. Unul avea, parcă imita avionul, altul imita mașinuța, altul imita un animal, nu știu ce. Așa e felul de exprimare. Fetițele, când au fost puse sub observație, fetițele, toate s-a constatat că vorbeau tot timpul, că discutau între ele, că conversau, că aveau cuvinte, aveau trăire, aveau sentimente, aveau emoții. Femeia e făcută de Dumnezeu cu o sensibilitate și cu o intuiție unică. Am spus mereu în aceste lecții ale noastre. Are o percepție complet diferită a realității. Și bărbatul, să știți, că are nevoi sufletești. Să nu credeți că bărbatul nu are, măcar că el vrea să fie dur, să fie tough, să fie strong, să arate că e strong, dar și sufletul lui are nevoie de intimitate și are nevoie de a-i se răspunde nevoilor. Apoi încă o observație și încheiem. E ceva foarte interesant cu creierul uman și s-a constatat că noi folosim creierul, în general, în medie, omul folosește aproximativ 8-12% din capacitatea creierului e folosită pentru logică, raționament, gândire, tot procesul acesta al gândirii și al raportării la realitatea din jur. În cazul geniilor, sunt și cazuri și oameni dotați și cu un dar special, să zicem, memoria sau respectiv creierul lor, capacitatea creierului lor este undeva între 12-15%. Deci ăștia deja sunt genii. Citește o carte în 10 minute, o fotografiază, o ține minte, există cu totul alte. Dar, în general, și bărbatul și femeia, în general, folosește 8-12% din capacitatea creierului pentru gândire și pentru logică și pentru înțelegerea lumii înconjurătoare. În 1981, un neuropsiholog, Roger Sperry, la 78 de ani, a primit premiul Nobel pentru o descoperire fantastică. Ce a descoperit el? A descoperit următorul lucru. Ăsta e ultimul lucru care vi-l spun și încheiem. Între a 16-a și a 17-a săptămână de sarcină, organismul mamei are o reacție foarte interesantă, deci femeia care poartă sarcina, așa e construită de Dumnezeu, așa e gândită de Dumnezeu, de aceea am citit Psalmul 139, mai alcătuit, mai zămislit, mai țesut, în loc tainic, în loc ascuns. Între săptămâna 16 și 17, trupul ei are o reacție și produce anumite substanțe chimice care afectează sarcina, afectează fundamental sarcina. Dacă aceste reacții chimice întâlnesc cei doi cromozomi X, respectiv întâlnesc fetița, adică sarcina care urmează să se nască este o fetiță, această sarcină nu este modificată și nu este schimbată prea mult sau aproape deloc. Când întâlnește însă băiatul, când întâlnește
combinația de cromozomi XY, reacția este teribilă și fundamentală. Adică, la întâlnire cu sarcina, organismul acesta al femeii și reacția care se produce creează și dă naștere la un hormon care se numește testosteron. Și testosteronul acesta, hormonul acesta, schimbă complet și definitiv dezvoltarea fizică și emoțională a băiatului care urmează să se nască. Numai un exemplu. Asta îl face pe băiat sau pe bărbatul care va deveni mai târziu să folosească mai mult partea stângă a creierului, partea de logică, de rațiune, de procesare foarte sistematică a realității. Poate să folosească și partea dreaptă, dar trebuie să o folosească în momentul în care întrerupe activitatea din partea stângă. E foarte interesant, datorită acestei reacții, datorită acestui hormon. Femeia, în partea ei dreaptă, unde are sentimente, emoții, trăiri și toate acest pachet emoțional, poate să folosească și partea stângă și partea dreaptă concomitent, în același timp. Bărbatul nu poate. Americanii au o glumă și spun că bărbatul s-a născut cu brain damage. Adică dacă nu poate să folosească decât stânga sau dreapta, dar nu le poate folosi pe amândouă deodată, nu este neapărat o greșeală. Dar este o diferență uriașă care, dacă o știm și dacă o înțelegem, ne ajută foarte, foarte mult. Ce vreau să spun acum, înainte de rugăciune, este că aici, în seara aceasta, în sala aceasta, nu există copii. Există numai originale. Nu există duplicate. N-a fost niciodată și nici nu va mai fi un alt exemplar ca dumneavoastră. Nu doar amprenta care este unică și nimeni nu are amprenta pe care o aveți dumneavoastră. Ochiul e construit așa de Dumnezeu încât are un print și are un mesaj și o identitate unică. Nimeni n-a mai avut în configurația ochiului configurația pe care o ai tu și nimeni nu o să aibă. Spune psalmistul, ce bine vede ochiul meu lucrul acesta. Sunt o făptură atât de minunată. M-ai creat atât de frumos. Suntem unici, suntem diferiți, suntem creația lui Dumnezeu. Și așa trebuie să ne uităm la soție și la soț. Ești creația lui Dumnezeu, ești darul lui Dumnezeu pentru mine. Într-adevăr, ai fost creată pentru a sluji de laudă slavei sale. Într-adevăr, păcatul și-a pus amprenta și o natură păcătoasă este în fiecare din noi. Dar ce ziceți dacă Hristos își pune prin Duhul Său cel Sfânt amprenta? Sunt atât de trist și atât de dezamăgit când aud că sunt oameni care vin de zeci de ani la biserică și trebuie să te uiți la ei să zici, săracul, ăsta e, că așa a fost maică-sa, așa a fost taică-sa, așa e pe neamul lor. Și vine Sfântul Pavel și spune, voi sunteți din neam de Dumnezeu. Cum e când își pune El amprenta? Cum e când își pune El degetul? Cum e când își pune El Duhul Sfânt? Cum transformă? Cum schimbă? Vom vorbi despre asemănări, vom vorbi despre diferențe, vom vorbi despre rol, vom vorbi despre responsabilități, vom vorbi despre nevoi, dar nu putem dacă nu înțelegem că totul începe prin a veni la Hristos și a-L lăsa pe El să-și pună amprenta Lui pe viața noastră. Haideți să stăm înaintea Domnului în această rugăciune, ne ridicăm la rugăciune. Haideți să îi spunem Domnului, Doamne, îți mulțumim că suntem o ființă atât de minunată. Ne-ai creat, ne-ai rânduit zilele, ne le-ai pus în calendarul Tău,
Ne-ai țesut într-un loc tainic, ascuns. Fă să văd, deschide-mi ochii să înțeleg. Și dacă păcatul, și dacă diavolul, și dacă cel rău a încercat să schimbe planul, Tu prin Hristos ai venit și ai răsturnat toate planurile diavolului și ai dat la o parte tot. Și acum vrei să faci din mine o făptură nouă, o creație nouă, un soț nou, o soție nouă, un bărbat nou în Hristos, o femeie nouă în Hristos, un om nou în Hristos. Oamenii nu pot să creeze oameni noi. Sistemele, ideologiile, comuniștii, ateiștii, nimeni nu poate. Tu ești Creatorul și Tu poți. Și ai făcut lucrul acesta în Hristos. Haideți să-L rugăm, să spunem, Doamne, vino în viața noastră și fă ca în mintea noastră, în gândirea noastră, în felul nostru de a fi, cu diferențele și asemănările dintre noi, să se pună amprenta Duhului Tău cel Sfânt și să înțelegem că trebuie să răspundem la nevoia spirituală, la nevoia sentimentală și la nevoia fizică. Și Tu ești răspunsul la toate acestea. Ne rugăm!